Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de față vom face un cablu audio RCA. Motivul este că am nevoie de unul scurt, cum a fost și în cazul acelui cablu audio jack și într-o parte și în alta, de la placa de sunet la amplificatorul pentru căști. Aceasta e lungimea maximă pe care am nevoie. RCA-urile sunt acestea. Da, aș fi avut nevoie de un cablu ecranat un pic mai gros. Acesta, cu tot cu izolație, are aproximativ 3 mm. Eu aș fi avut nevoie de 5, dar voi vedea cum voi rezolva această problemă. Aș fi putut cumpăra de pe AliExpress, dar e mult mai greu. Cine știe ce mai găsesc. Am luat țeapă de vreo două ori, așa că am lăsat o baltă. Acesta este în regulă. Da, să vă și demonstrez. Ecranarea lui este mult mai bună față de ce am mai găsit eu. Vedeți că este de-a lungul conductorului din centru. Ok, pe acesta l-am dezizolat și pe următorul. Să vedem cât de lung să fie firul cald, undeva pe aici. O să cositorez deocamdată doar conductorul din centru. Am să pun niște tuburi termocontractabile pentru a putea strânge în zona aceasta. Să cositorim aici prima dată. Eu zic că țin, e în regulă. Să cositorim acest conductor. Să lipim pe partea asta sau pe aici. Aici. Trebuie să tăiem mai scurt asta aici. Suficient. E lipit foarte bine. Să văd dacă pot să înșurubez. Da, pot. Perfect. E bine. Să venim și cu celălalt. A intrat? A intrat. Dă un pic într-o parte. Pune flux. Ca să cositorim pinul din centru al conectorului. Excelent! Iar acum să lipim și conductorul. Este bine. Să strângem acest colier. Dai, mă! Gata, a fost strâns. Flux și pe conductor și în zona asta. Să cosorim conductorul și zona aceasta. La fel tăiem că este prea lung.
Să vedem dacă pot să-l înșurubez. Da, e perfect. Să nu uităm de tuburile termocontractabile. Să cusitorim conductorul ăsta. Și în sfârșit ultimul conector RCA. Prima dată capacul. Dar hai să cusitorim conectorul. Să introducem conductorul aici. Cositorim firul cald și urmează lipirea ultimului conductor. În sfârșit, cablul audio RCA a fost făcut. Nu v-am spus la început, cablul ecranat este de 0,14 mm pătrați. Hai să desfacem, să vedeți mai bine. Nu am izolat cum am făcut-o în cazul jack-ului de 3,5 mm, pentru că oricum distanța este foarte mare. Și acele tuburi termocontractabile am pus pentru că acel cablu cu tot cu izolație e mult prea subțire. E de 3 mm, iar mie îmi trebuia unul de 5, așa că a trebuit să improvizez, cum s-ar spune. Lipiturile sunt excelente. A, aici, da, e ok, strânge bine. Și la celelalte, da, e bine. Și ultimul conector. Și acesta este în regulă. E ok. Hai să măsurăm și continuitatea pentru a fi siguri. Asta e roșu cu roșu. E bine, celălalt conector RCA cu ăsta, nu trebuie să facă contact cu celălalt, deși nu e problemă. Firul cald de aici, alb cu alb. E bine, celălalt. Ups, un moment. E perfect. Hai să verificăm între. E bine. Între masă și firul cald. E bine la fiecare conector în parte. Este în regulă. Cam aici să termin acest clip privind realizarea unui cablu RCA audio. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!